Zi cu emoții pentru elevii din Alba Iulia. După depunerea contestațiilor, astăzi au fost publicate rezultatele finale ale evaluării naționale 2015. Peste 200 de contestații au fost înregistrate în acest an după publicarea rezultatelor preliminare la evaluarea națională 2015 în județul Alba. La evaluarea națională pentru clasa 8-a s-au depus un număr de 206 contestații, respectiv 152 contestații la limba și literatura română, 53 la matematică și o contestație la limba maternă, respectiv germană. În cursul zilei de astăzi, 30 iunie 2015, se vor afișa rezultatele finale pentru candidați. Iată cum arată panoul rezultatelor finale de la evaluarea națională 2015 după contestații. A fost un număr total de 206 contestații la limba și literatura română 152, 35 de note mărite, 6 note scăzute. La matematică 53 de contestații, 15 note mărite, 3 note scăzute. La limba maternă germană o contestație fără modificare de notă.